Asta e minte bolnavă, cum să fie lucidă. Când o mamă dă viață frântului cu gândul să-l ucidă. Case sunt întâlnit cum că e moarte subită, dar în același timp poate s-a stins o minte strălucită. Ce merită o criminală? Nu să o omori, dă-i o celulă cu prezervative și cu violatorii. Dă-i ochii mei și sentimentele să fiarbă, că dacă ar vedea ce văd eu și-ar dori să fie oarbă. Mi-aș dori ca ea să își dorească, cu adevărat să-l facă, să-l iubească și să-l crească. Și tare mi-aș dori ca ea să își dea seama ce neprețuit e zâmbetul lui când spune prima dată mama. Înțelege că pentru copil un chiuretaș e la fel cum ar cădea un chior de la etaj. Nu înțelege ce se întâmplă din gestul tău laș, cum ai destulă forță să rupi aripile unui îngeraș. Sunt ființe fără inimă, suflete reci, oricât ai încerca, nu ai cum să le înțelegi. Ele nu fac decât să încalce ale firii legi, merită pe viață să le legi. Sunt ființe fără inimă, suflete reci, oricât ai încerca, nu ai cum să le înțelegi. Ele nu fac decât să încalce ale firii legi, merită pe viață să le legi. Ce vină are un om născut că nu e un copil dorit? Abia deschide ochii și vede un sfârșit. Mama lui nu vrea să-l vadă sau în brațe să-l ia, pentru că cel cu care l-a făcut nu o mai vrea. E atât de mic să își dea seama ce se întâmplă. Singura lui vină-i că respiră și începe să plângă. Cea care i-a dat viață vrea să-l vadă fără suflare și el se stinge fără să aibă la cap o lumânare. L-a îngropat de viu ca să scape de el, de parcă era un obiect, nici de cum un băiețel. Ea credea că va scăpa nepedepsită, habar n-avea că închisoarea avea să o înghită. S-atâtea cazuri de acest gen, inimi de piatră. Nu-s mame, sunt ființe cu mintea înghețată, ce dau naștere unor copii care n-au vină, că mâna destinului lor a fost una meschină. Sunt ființe fără inimă, suflete reci, oricât ai încerca, nu ai cum să le înțelegi. Ele nu fac decât să încalce ale firii legi, merită pe viață să le legi. Sunt ființe fără inimă, suflete reci, oricât ai încerca, nu ai cum să le înțelegi. Ele nu fac decât să încalce ale firii legi, merită pe viață să le legi. Sunt ființe fără inimă, suflete reci, oricât ai încerca, nu ai cum să le înțelegi. Ele nu fac decât să încalce ale firii legi, merită pe viață să le legi. Sunt ființe fără inimă, suflete reci, oricât ai încerca, nu ai cum să le înțelegi. Ele nu fac decât să încalce ale firii legi, merită pe viață să le legi. Salutare și bine v-am regăsit la Marfa Hip Hop, o nouă ediție. De data asta v-am adus Veritas Saga în formulă completă, Dribbler, Jivago, DJ Sonia și în sfârșit Pretor, al doilea concert care l-are în România. Salutare băieți, bine v-am regăsit. Noroc, noroc, bine v-am găsit. Salut. Salut, salut. Salut Tonic, salut băieți. Salutare pentru emisiune. O să intrăm direct în subiect. Băieți, ăsta e al doilea concert. Cum ați fost primiți la Cluj? Ați avut primul concert acum o săptămână. Așa e. A fost super ok. Oamenii au fost foarte primitori. Pe mine, în mod special, m-a impresionat căldura cu care am fost primit. N-a fost, să zicem, unul dintre cele mai mari concerte Veritas Saga, din câte am înțeles eu, dar eu m-am simțit extraordinar de bine, deci asta contează până la urmă. Oamenii care erau acolo au simțit exact despre ce era vorba, așa că ne-am făcut treaba și ne-am simțit foarte, foarte bine. Au reacționat din plin, să înțeleg. Oricum, tu cânti după 5 ani, am înțeles, ai lipsit 5 ani din România. Care e viața ta în state, peste ocean? Că ai ținut legătura în tot acest timp cu băieții. Dacă poți să-mi vorbești puțin de ce faci tu în particular acolo. Sigur, nicio problemă. În statele australiene, ca să te corectez, că ai zis în state. Eu am lucrat o vreme într-un magazin de electronice, vânzând plasme, LCD-uri, sisteme audio, deci m-am păstrat cât de cât aproape de tehnologie și de muzică și de toate astea. Am făcut un curs de inginerie audio și am vrut să mă repăfăga și ăsta, dar am nimerit într-un stat în care chestiile astea nu sunt extraordinar de cerute, pentru că e un stat mai mult de mineri și de constructori, ca să zic așa. Nu se știe ce o să fac în viitor acolo, dar nu pot să zic că n-am făcut muzică în ultimii 5 ani. Am făcut, dar nu s-a auzit nimic și n-am dat drumul la nimic pe piață. Ai făcut mai mult pentru tine, să înțeleg. Mai mult pentru mine, da. O să mă întorc la Jivago. În ce stadiu se află Veritas Saga? A trecut ceva timp de când ați lansat ultimul material. Aveți ceva concret să-mi spuneți? Adică mă refer dacă urmează în viitorul apropiat. Ne-am apucat de ceva, e încă prea devreme pentru termene totuși, știi?
Preti într-o stare mai creativă, având în vedere că abia s-a întors în țară și îți dai seama, observă toate schimbările astea de pe aici și toți oamenii pe care nu i-am mai văzut de mult timp. Și se simte bine, simte nevoia să vorbească despre anumite chestii. Prin urmare, așa cum am zis, e mai creativ și deja a tras niște piese. Eu sunt mai leneș, mai trage de mine, mai hai frate și tu la studio, hai să facem și noi o piesă. De gând că mă mai duc câteodată și fac ceva, mă rog, știi? Dar în principiu el e partea creativă acum din Verita Saga și e posibil chiar să scoată un material singur. O să vorbim și despre materialul solo. Am auzit și eu zvonul ăsta, cu toate că vreau să îmi confirm tu toată chestia asta. Să mă întorc la Sonia. Sonia, ce faci cu partea de DJ-ală? Colaborări, ceva pe viitor? Măi, deocamdată nu este nimic în plan. Bineînțeles, cu al doilea proiect al meu, sau, mă rog, cu Katana, am aici acum un maxi single, Hajime. Și cam atâta. Momentan, pe viitor, vedem ce oferte avem. Dacă mie mi se oferă ceva, eu voi lucra. Am înțeles. Nimic concret, 100%. O să mă întorc la unul din producătorii trupei Verita Saga, Dribbler. Salut, Tomu! Mă bucur să vă găsesc aici. Și eu mă bucur că am ocazia să filmez în seara asta împreună cu Mike la concertul vostru, al doilea, cum am mai menționat și la început. Vreau să-mi vorbești puțin de producție. În ce stadiu e producția la următorul material, Verita Saga? Păi, producția la următorul material o să fie asigurată integral de mine. Dar, după cum a zis și Jivago, e under construction încă și încercăm să ne focalizăm pe cele mai importante puncte la momentul lor. Acum e concertul și sper să iasă bine. Urmează un material solo, Dribbler, că Pretor a dat de înțeles că lucrează la ceva, o să-l și întreb. E posibil, nu știu încă, trebuie să mă hotărăsc. Am câteva beat-uri și mi-e urât să le dau așa sau să uit de ele. Probabil o să fac ceva pe ele, dar nu știu sigur încă ce. Am înțeles. O să mă întorc la Pretor. Ai zis ceva de un material solo. Ce poți să divulgi până în momentul de față? Am făcut un tur de forță. Să nu credeți că sunt piese pe care le-am înregistrat în Australia. O să iasă. Nu știu când iese. Asta depinde de procesul de mixaj, masterizat și toate cele. E aproape gata. Am venit cu foc înăuntru și am zis eu, dacă voi nu aveți cum, pentru că munciți și că una și că alta, eu am venit aici în vacanță, am venit să mă relaxez, așa că mai bine dau drumul și la un material, că lumea a cerut de foarte multă vreme, măcar un singur la joacă, trei, sau măcar un material Pretor sau chestii de genul ăsta. Sunt și invitați, Verita. Da, băieții de la Verita. Bineînțeles. Ar mai fi confirmat Serafim. Și mai ducem tratative și cu băieți de la Chill Brothers Records să vedem ce se poate face și pe partea aia. Da, și mai sunt o felul de piese și băieții de la Chill Brothers au tot felul de surprize pentru voi cu Pretor pe ele în viitor. Observ că te-ai acomodat foarte bine de când te-ai întors, adică îți priește toată atmosfera asta, mai ales la concert. Acum te văd foarte bine dispus și gata să dai tot împreună cu băieții. Da, au fost multe comentarii la promo pe care l-am făcut, primul promo a fost o chestie pe care am tras-o eu pe camera mea digitală proprie în studio, într-una din seriile în care am tras trei piese și eram cam mort, dar am zis hai să tragem și un promo ca să știe lumea că e concert și să vină. Da, foc este, așteptăm să vedem ce iese, cum răspunde lumea. Sper că o să fie cel puțin la fel de cald ca la Cluj, în orașul meu natal. Fuck!
mai contează acum, nici mai pasă, viața nu te mai stresează nicum. E simplu, dacă nu simți tu doare, cine nu trăiește nu moare. Chiar dacă uneori te lași avenit în mare, de valul din trecut, ești mândru de ce ai devenit în mare. Sau doar vrei să pari, opțiunile sunt limitate, te zbați sau dispari. Va trebui să alegi, că sigur nu le poți avea pe toate. Orice alege o să pierzi ceva, dar nu uita că viața-i muzică. N-alege să fii surd pentru că e greu. Toată lumea știe că e greu. Toată lumea vede că e greu. Toată lumea simte că e greu. Fă-ți treaba, uită că cum e greu. Toată lumea vede că e greu. Toată lumea știe că e greu. Toată lumea simte că e greu. Atât de multe haine hip-hop cu așa puțin bani. Doar pe www.shack.ro. Primul hip-hop discounter din România. Am revenit în partea a doua a emisiunii. De data asta v-am tot stresat acum câteva săptămâni cu concursul Anonimația. În sfârșit s-a ales câștigătorul. Este din Piatra Neamț, se numește Emi. O parte din voi l-ați votat. Bineînțeles, echipa Marfa Hip-Hop, Cats of Funky, Avantgarde Music, magazinul Shack.ro, care oferă premiile, au ales și ei. Emi e câștigătorul. Dacă tot suntem la capitolul concurs, mai avem un concurs în emisiunea de astăzi, tot sponsorizat de Shack.ro. Este vorba de o întrebare, ca de obicei, noi cum v-am obișnuit. Iar primul care va răspunde la această întrebare va intra în posesia premiilor oferite de magazinul Shack.ro. Întrebarea e următoarea. Unde și-a făcut Carbon lansarea, evenimentul de lansare? Îl trimiteți pe marfahiphopromania@gmail.com și intrați în posesia premiului. Primul care trimite. Atât de multe haine hip-hop cu așa puțin bani. Doar pe www.shack.ro. Primul hip-hop discounter din România. În momentul în care tu ai plecat de aici, era altfel mișcarea. Vezi vreo evoluție de atunci? S-a schimbat ceva în bine sau în rău? Părerea ta. Băi, părerea mea e că lucrurile se schimbă, nu pot să spun dacă în bine sau în rău. Adevărul e că s-au schimbat multe. Până și statusul social a oamenilor pe care îi cunoșteam pe vremuri s-a schimbat. Preferințele muzicale se schimbă și ele. Am venit și am găsit în cluburi, de exemplu, o muzică mult mai plăcută decât am lăsat când am plecat. La modă poți să te duci într-un club într-o vineri, sâmbătă, seara și poți să asculti un reggae sau mai asculti un hip-hop din când în când, mai un drum and bass. Deci un pic mai bine decât pe vremuri când ascultai un house, un trend sau o manea sau mai știu eu ce, Romania, puii mei și alte nebunii de genul ăsta. Da, e mult mai bine, după părerea. Deci, ai o părere pozitivă, să înțeleg. Mă întorc la unul din creierii trupei, la domnul Jivac. Nu, nici chiar așa. Vreau să te întreb legat de concerte. Ăsta e al doilea concert în formulă completă. Mai urmează și altele? Aveți ceva stabilit în viitorul apropiat? Băi, nu știm. Suntem oarecum, de fapt nu oarecum, suntem condiționați de cât o să stea Pretor în țară. Chestie care nu e stabilită încă. Și știi cum e, și cu concertele până se confirmă ceva, să fii sigur că e pe bune, na, durează. Și până nu avem siguranța, nu putem să... Am întrebat că urmează balurile bobocilor și voi am observat că aveți foarte multe fane, deci atrageți partea feminină, Verita Saga atrage fetele în general. Na, e un lucru bun. Sonia a mai fost invitat la noi în emisiune anul trecut, a trecut un an de zile de atunci, era la lansarea mea. Și atunci a divulgat despre materialul vostru care l-ați lansat, chiar anul trecut îl lansaseți. Deci a promovat materialul, n-a dat din casă, a vorbit numai de bine. Vreau să te întreb legat de site-ul vostru pe care poate să intre fanii să vadă, este îmbunătățit, e la zi, mă refer cu știrile, toate noutățile? Nu e la zi, e o problemă cu site-ul, dacă te referai la veritasaga-online.ro.
E site-ul n-a mai fost updatat de ceva timp. Probabil că ne vom ocupa, nu știu exact când și de treaba asta. În schimb, toate informațiile de ultimă oră le găsiți pe hadesrecords.com. Și pe MySpace, exact. / trupa Verita Saga. Trupa Verita Saga. Prietene, no, gata. Ia uzi, Facebook, Twitter, sunt o grămadă de adrese Verita Saga, acolo găsiți informații, știri. Ce vreau să vă întreb legat de pretor, că spuneați că există șansa să plece sau riscul să plece în orice moment. Eu mă gândeam că pretor a venit și poate se însoară aici, rămâne în țară. Da, e un plan extraordinar, dar trebuie să existe și fondurile pentru chestia asta. Uite, eu nu cred în criză, eu cred că e o conspirație, mă rog, am eu filmele mele, tripurile mele, media propagă ideea asta că ar fi criză. Și cumva sunt și de extraterestri băgați acolo? Nu sunt extraterestri, dar aia de sus profită de faptul că toți de jos cred că e criză și, domne, e criză, nu sunt locuri de muncă, bani sunt puțini și chiar îi mă întreb cum face românul de rând, că eu plătesc acum 300 de euro pe lună cazarea într-o garsonieră, cu o singură cameră, o baie unde mai curge apa pe jos de la tuș și mi se pare extraordinar de mult, știi? Și dacă ar fi să am un loc de muncă aici, bine, din concerte știm toți că nu putem să trăim deocamdată, poate într-o zi o să se poată, dar deocamdată nu se poate și toți avem muncile noastre. Și mă întrebam cum dracu să faci dacă ai 600 de euro pe lună, să zic. Ai 300 de euro în chiria și după aia mai ai și întreținere și alte nebunii, deplasări, mai vrei să ieși cu băieții un pic pe afară și asta vorbesc în cazul cel mai bun ai 600 de euro pe lună, știi? Ceva de genul ăsta. Așa că deocamdată e un pic cam problematic. Eu aș vrea să vin, poate să deschid o afacere de astea cu să se căsătorească, să se astea, deocamdată nu pot să garantez treaba. De-aia e că Verita Saga e foarte dorită și asta s-a confirmat și la lansarea voastră. Chiar vorbeam anul trecut cu Sonia și mi-a spus la modul că au rămas oameni pe afară, a fost nevoie de o a doua lansare, al doilea eveniment de lansare ca să îi mulțumiți pe toți. Băieți, eu nu vă mai stresez. Mă interesa un singur lucru, să-mi divulgați câțiva invitați de pe viitorul album Verita Saga, dacă e ceva bătut în cuie. Nu știm dacă vor fi invitați neapărat pe album, nu avem nimic concret, dar am spus că dacă facem un material să fie așa, deocamdată între noi. Doar noi și vedem, dar oricum, tu ai ceva în gând, Paul? Nu m-am gândit la ceva anume, dar eu cred că sunt șanse destul de mari să avem niște invitați. Îți dai seama, sunt prieteni și oameni care... Nu era așa ultima oară? Mă, ce ai să nu mai certăm când dăm interviuri? Am zis, parcă zic că stabilim și niște chestii dinainte. Da, l-ai stricat și pe ăsta. Băieți, știu că aveți ceva emoții, că s-a strâns ceva lume în seara asta. Eu o să vă las să vă pregătiți culele și să faceți ultimile pregătiri de concert. O să filmăm, o să dăm în emisiune imagini de la concertul vostru și în momentul în care urmează album Verita Saga, noi o să fim acolo. Vă mulțumesc încă o dată pentru interviu. Mulțumim și noi. Pace, marfa de hit. Salut! Da, vă mulțumim și rămâneți la concert. Sperăm că o să vă placă mult. Sonia încheie. Da, mulțumim mult, numai bine. Deci a fost Verita Saga, Tonic Obiectiv, o să vă las în compania muzicii. Verita Saga nu se ascultă, se simte, sloganul foarte bine cunoscut. Și vreau să vă zic că emisiunea nu se vede doar pe www.marfohipa.seapro.ro, puteți vedea și pe trilulilu.ro. Vedeți tricoul meu, intrați acolo și o să găsiți emisiunea și acolo. Până data viitoare, pace și rămâneți conectați pe Marfa Hip Hop. Mai bune cineva îmi tot spune, șoptește mereu când greșesc. Mă liniștește când îmi amintesc totul. Sunt jumătate vinul, jumătate mordul. Și eu merg spre acea lumină și drumul parcă nu se mai termină. Și dacă o să pas la ușă și o să spui că vrei să vin prin casă, promit că o să încep să cred că-mi pasă. Aici sunt eu, tu ești acolo, mai bine lasă. Și nu e ușor aici, aici sunt eu. E interzis să zici că ai ce greu. Așa că trag cu vezi și spun că n-o să fiu aici mereu. Aici sunt eu, nu e ușor aici, aici sunt eu. E interzis să zici că ai ce greu. Așa că trag cu vezi și spun că n-o să fiu aici mereu.
Aici sunt eu. Fabrica, dacă ești aici, ridic o mână. Nu e ușor aici, nu e ușor. E interzis să zici că aici e greu. Așa că trag suspens și spun că n-o să fiu aici mereu. Aici sunt eu. Zis, am apărut în mod accidental, într-o noapte genoasă, într-un spital predestinat a fi un altor care un altul care nu trăiește de fapt, ci doar îi pare. Și doare am crescut într-o sărăcie, nu cie, văzând viața ca ce nu ce ar putea fi. Văzând de pe alții, trăind fiecare zi, fără a se gândi la ceea ce contează și și ce urmează și ce urmează știi. Și nu e nimic, mi-am păstrat imaginația trează. Asta mă enervează, doar știu că arăt fericit, dar doar par, aș vrea să dispară, minte mea par. Momentele când, simțindu-mă singur pe pământ, am hotărât un suflet să-mi pânt, că sunt cam altul. Și astfel mi-am plânt universul și mai rămas doar fixul cu ala și versul. M-am compromis destul pentru plăcere, de nimic, pentru hârtii, într-un plic, ce mi-ar aduce un pic de fericire, dar mi-a adus doar alte fire și amăgire și de iubire. Sufletul ca și de orice amintire, că sunt doar dor în interior, stând la un cor inferior celui normal. Și ce-a rămas în loc de suflet, doar un destin fatal și o umbră ce vine și trece și umblă cu... Cum e? Cum e? Cum e? Încătăm împreună pe asta! Spune! În loc de suflet ce pun acum, am încercat să mă fiu, nu mai am cum. M-am pierdut pe drum și vreau să știu oare să mai fiu vreodată cum vroiam să fiu. În loc de suflet ce pun acum, hai, ce pun acum. Am pornit la drum pur pe cum lumina, un copil cu scântei în ochi care nu știa ce înseamnă vina. Că un când iubirea și stima și cum nu știam să lovesc, viața m-a lovit prima. Și am aflat că nu e prea rău să nu fiu om, să fii prea om de crima. Și uite așa, am picurat un pic de negru în esența mea, pentru că ceilalți nu vădau doi bani pe decența mea. Și atunci mi-am spus, nu mai e loc de nimic sfânt în lume, că pierdem printre ace, fumuri și glume făcute pe seama celor slabi. Ne naștem sănătoși și încercând să ne vindecăm, devenim bolnavi. Vezi tu, viața e o stradă, s-a luminată, plină de glop, plină de blocuri, gata să cadă, ghiși peste cine, plină de focuri, gata să ardă pe oricine, plină de ochi, gata să vadă orice slăbiciune, plină de proști, încă așteaptă răspunsul la o rugăciune. Cât despre mine, nimic din tot ce mișcă, nu mă mai mișcă, doar ura mă fișcă, din când în când, făcându-mă să stric ura, și azi o să mă vând în rest, același praf, doar în alt vânt. Și nici eu nu mai sunt același și nici nu mai știu cine sunt. Cu mintea prin alte părți, căutând cu degetul pe hărți, însă încerc să-mi dau seama unde vreau să ajung. Încă încerc să scap de teama unui drum prea lung. Cărări sunt destule, dar deja umblate și parcă nu mi-ajung. Nu pot să alung gândul că e posibil să nu vină niciodată rândul. Vreau ceva doar al meu, un pământ neatins pe care primul pas să-l fac eu. Dar nu e clar, nu e definit, poate nu există, poate nu-l merit. Poate viața asta nu s-a nimerit să fie cea mai fericită din câte am trăit. Când mă uit în jur, parcă zăzat în urmă, se vede în ochii lor, pot să jur că toți știu ce vor, iar eu mă simt prea slab, sunt strecor. Visele afară din cușcă, cum când sufletul se pușcă și devine abur, iar eu îmi spun, dacă n-am o viață pot să fur. Hai, hai, hai cu mine refrenul. Ești băgat în băgat, o să ne naștem din nou și o să fim mereu alții și tot aceeași mereu. Să ne schimbăm, să ne vindem, de margini în cădere ne tot prindem. Ești băgat în băgat, o să ne naștem din nou și o să fim mereu alții și tot aceeași mereu. Chiar dacă vindem, să ne schimbăm, să ne vindem, de margini în cădere ne tot prindem. Mă scufund, încerc să fac pe simțurile mi se ascund dincolo de clape. Ating cu vârful degetelor, oglinda apei. Visul ăsta este ușa din pragul nebuniei. Nu uita de unde ai plecat, nu e un loc pe hartă. Mai bine zis, nu te uita pe tine cum erai odată. Într-un ocean de probleme și griji, indiferența e o barcă. Trag, dau drumul, inspir, expir, retrăiesc visele de când eram copil. Nu țineam nimic în mine, aveam ochii plângi. Multă ură se adună acum în pumnii strângi. E din ce în ce mai greu să țin capul de pod. Între prezent și trecut, timpul pare a fi mort. Nu scufund încet sub ape. O mână de copil mă trage în sus, se salvează de la moarte. Mi-a fost un album undeva prin dormitor, deci m-am grăbit să pășesc, dar rapid în lumea
copilul salvarea de la nec. Copilul s-o păiat, păstrez o minți într-una. Copilul din mine se ține de șot într-una. Invincibil împreună, invizibil, dar nu-i pierd urma. Pe el îl păstrez întotdeauna. Vocea mică din capul meu te smică în bucăți și greu. Aplică o logică simplă, eu egoist și caterincă. Speu prisma, eu oblindă tot mereu. Fără frică să-mi tindă coarda, fuge, nu-l prind vreo. Faptul dacă-i place în limbă, intens, străin. Sex sau iublim, doar ce vreți trebuie să-ți simtă. Încerc să retez din timp exagerări în ceea ce simt. Lui nu trebuie mult să se aprindă. Eu sunt calculat, el ia calcule în râs. Mi-a stâmpărat, creaz obstacole în plus. E dus, stasează prin tentacule. Eu încerc să mă balansez, el vede miracole. Supus unei voințe mai mari. Cred că vreun drag s-a ascuns prin trăițele minții mele. Anapoda, nu voi capota. Pot, dar nu vreau să-ți scap. Prin lațul se strânge, prefer să-l am pe el în cap. Copilul s-a păiat, iau. L-am uitat într-un album undeva prin dormitor. Că-și m-am grăbit să pășesc prea rapid în lumea lor. Mă ascund și îl cheu, n-am nevoie de sfat. El e salvarea de la nec. Copilul s-a păiat, eu păstrez o minți într-una. Copilul din mine se ține de șot într-una. Invincibil împreună, invizibil, dar nu-i pierd urma. Pe el îl păstrez întotdeauna. O ardeam lejer, aveam timp și loc. De aici până la cer, aveam lumină pe chip și foc. Nu înțelegeam de ce se uită părinții la știri. Verita Saga nu vrea să vedeți frumoasă ce vă este. Iar aceste versuri sunt incestre. Nu se va scurzi niciodată că ce adevărată este. Și dacă iubești hip-hop, ridic o mână. Mă sus, hai. Ce scrie păsura acolo? And we both love hip-hop. Da. And we both love hip-hop. Da, am făcut asta. And we both love hip-hop. Da. And what the fuck did I suntem aici. And we both love hip-hop. Pentru că ne place hip-hop. And we both love hip-hop. Pentru că ne place hip-hop. Și pentru că trăim hip-hop. Damn, și pentru că simțim hip-hop. And we both love hip-hop.